Echipa feminină de polo Astele a câștigat Cupa României după un duel în 3 cu Rapid și Dinamo. Este al 4-lea trofeu obținut la feminin de cuplul de antrenori Eugen Georgescu-Andrei Stoicuș din 2014, de când echipa s-a înscris în prima divizie. Această victorie a fost foarte greu gestionată din punct de vedere al pregătirii, deoarece n-am avut tot efectivul prezent la antrenamente. Jucătoarele străine au venit cu o zi jumate înainte de începerea competiției, dar o altă problemă care am întâmpinat a fost pentru că majoritatea sportivilor sunt la școală, în clasa 12-a, și au avut tot felul de teze, teste cu caracter național, dar până la urmă am gestionat bine pregătirea și suntem mulțumiți până la urmă de felul cum au răspuns fetele la această competiție. Eforturile clubului este că ne-a înscris în Liga Dunării, este o competiție dedicată echipelor de club din Serbia, Slovacia, Ungaria, lucru care pe noi ne bucură pentru că așa, jucând cu alte echipe din alte campionate, putem să ridicăm nivelul de pregătire și totodată să vedem cam pe unde suntem. Chemate pentru o ședință foto, dar și pentru antrenament, fetele știu care a fost statutul echipei în câștigarea Cupei României, dar și ce își doresc să facă în continuare din punct de vedere al performanței. Meciurile au fost destul de tari, cu adversarii destul de puternici, dar fiind o echipă unită am reușit să aducem victoria acasă. Am ales acest sport pentru că este un sport special, mai ales în România, fiind printre primele echipe de polo feminin și mi se pare că sportul de echipă este cel mai frumos sport. Sperăm că în acea cupă să luăm un loc bun, în primele 3 să ne clasăm. Acum vom avea niște meciuri foarte grele, sper să câștigăm măcar 3 din ele și pe viitor să câștigăm și campionatul din țară. Echipa feminină de polo Astelei continuă antrenamentele pentru participarea în Liga Dunării, o competiție europeană care reunește la start echipe de club puternice din Serbia, Slovacia, Ungaria și România.